Cei care s-au născut în zodia Scorpionului vor avea în ziua de 18 iunie o perioadă care poate să fie marcată de o disfuncție în gospodărie, de defectarea unui aparat, de o disfuncție care îi cheamă la datorie să intervină, să repare, să cumpere, să înlocuiască, să plătească, să cheme meșteri, să facă cele necesare pentru ca lucrurile să reintre în normal. Relațiile cu părinții pot să fie uneori cam bruște, cam brutale și deloc constructive. Dialogurile sunt încărcate de nemulțumire, de amintiri neplăcute, de reproșuri care se amestecă indistinct. Trecutul cu prezentul și trecutul este invocat ca să justifice atitudinea, mai ales a părinților care nu sunt mulțumiți de felul în care se înțeleg cu copiii, chiar dacă aceștia sunt mari evitați să intrați în jocuri financiare sau de afaceri care impun implicarea unui teren, a unei locuințe, care poate să fie pusă garanție la bancă, gaj pentru o datorie, care poate să fie implicată în desfășurarea unei activități lucrative. Nu este bine lucrurile se asociază cu risc, se complică situația și vă creați mai multe necazuri decât avantaje. Între 19 și 21 iunie dimineața, moment bun pentru viața sentimentală, calm, împăcare, liniște, poate chiar și satisfacție, înțelepciune, ceea ce este un lucru rar pentru pătimașii scorpioni, mulțumire care poate să vină și din alte surse și motive și motivații și trăiri și activități, în afara celor care presupun o relație, o poveste de dragoste. Și este vorba de viața culturală și artistică, de bucuriile pe care le oferă muzica, teatru, artele, concursurile, festivalurile, evenimentele la care participă și care, în funcție și de domeniul pe care îl cultivă cu predilecție, îi motivează. Le las amintiri frumoase, trăiri importante, impresionante, motive de meditație, de îmbogățire interioară. Contextul evident că este bun și pentru cei care desfășoară activități de creație, mai puțin cele interpretative, pentru că aici avem de-a face cu un pic prea multă lene sau comoditate. Ieșirea din această stare de bine presupune o regrupare în jurul unei teme ea și de moment, de o seară, și obligă pe interpreți să facă un efort. Și s-ar putea ca această capacitate de a se controla și de a se mobiliza să nu funcționeze la parametrii cei mai buni, optimi, pentru o interpretare corectă sau pentru a obține succes, pentru a fi în mare formă. Asta nu înseamnă că interpreții vor fi defavorizați, ci doar că artiștii, vor avea posibilitatea să se izoleze în laboratorul lor de creație la propriu, cel material sau cel metaforic, simbolic, cel interior. Între 21 iunie după ora 6 și jumătate dimineața și 23 iunie după amiaza, sectorul sănătății este destul de pus la încercare de cele patru planete care se vor afla în acea perioadă, în tranzit prin zodia berbecului. Mai întâi vor fi clasicele și previzibilele tulburări cerebrale. Mai întâi, tulburările de gândire, de memorie, pentru că vor fi niște factori perturbatori: oboseală, stres, nesomn, nervozitate, iritabilitate, neatenție, incapacitate de concentrare, evident pe detalii incapacitate de a desfășura pe termen lung un efort fizic sau intelectual, indisponibilitate pentru anume activități care nu le plac și pe care alte le fac cu destul de multă tragere de inimă, acum le abandonează, le ignoră, le tratează superficial, greșelile se vor răzbuna și așa mai departe. Apoi vin aspectele fiziologice care presupun tulburări de echilibru, amețeli, vertijuri, tulburări de vedere, tulburări de gândire, le vin mai greu în minte numele, datele, cifrele solicitate, se pun foarte repede în ipostaza unor persoane care în loc să gândească și să analizeze, preferă să dea un răspuns ca să scape, să se achite de respectiva provocare. Spun da sau nu și de obicei spun exact pe dos, pentru că nu au timp și răbdare și atenție necesară să vadă cu adevărat despre ce este vorba. Se grăbesc să spună dinainte da și apoi regretă. Fel de a se exprima defectuos, incomplet, pripit, formulări neserioase, improprii, greșite din punct de vedere gramatical, mai ales dacă este vorba de cei tineri care au un exercițiu mai șubred și care nu reușesc să se consolideze și să se concentreze sau să se controleze când e nevoie, așa cum o fac matorii în urma unei experiențe îndelungate. În sfârșit, este a treia ipostază, cea comportamentală, în care o serie de persoane nu vor ezita să ridice tonul. Să vorbească într-un fel brutal și tranșant, lipsit de politețe, ba chiar și lipsit de coerență, contrazicându-se și dând curs unor afirmații regretabile, tot din cauza acestor procese logico-raționale tulburate de provocările planetare. Între 23 Iunie, după ora 15 și 24 iunie, relațiile parteneriale vor fi echilibrate, profitabile. Se poate petrece însă și un eveniment care să le vină în întâmpinare, să-i ajute, să le înlesnească un anume fel de abordare a unei teme față de una sau mai multe persoane implicate și această conduită sau această strategie să fie una inteligentă și profitabilă. În ziua de 21 iunie, soarele va intra în zodia și se va aplasa, în tranzit pentru o lună de zile, în casa a noua, cea a studiilor superioare și a relațiilor cu străinătatea. Aici lucrurile sunt puțin mai complicate. Pe fond, prezența soarelui, în indiferent ce semn zodiacal și în indiferent ce casă, este un lucru bun. Soarele este un factor pozitiv, fundamental pozitiv, doar că este inegal în intensitate și în fel de manifestare. Iar aici manifestarea este mai restrânsă. Soarele nu este foarte puternic în aceste săptămâni din cauza șederii într-un lăcaș care este restrictiv al interiorității, al timidității poate, al jenei sau fricii de a acționa oricum, nu vorbim despre un semn extrovertit. Și atunci, o serie de tentative de a face niște pași pe drumul perfecționării pot să fie făcuți cu greutate, cu inconsecvență, incomplet sau lipsi de maturitate să abordeze un om o instituție, dar nu în felul cuvenit ca ton, conținut și propunere. Să fie o încercare stângace de a-și croi drum relațiile cu instituțiile vor fi și ele marcate de tot felul de aspecte care încep cu sintagma nu. Nu este aici, nu se poate, nu de el depinde, acum e vacanță, nu are cine să semneze, etc., etc. Primele zile ale acestui tranzit sunt neutre. După 27 iunie, însă cu fiecare zi, soarele se va apropia de luna neagră, se va afla din 27 iunie, teoretic, într-o relație de conjuncție cu luna neagră în rac. La un moment dat va face și conjuncție la grad perfect. Încetul cu încetul se vor și despărți. Dar zilele în care soarele va fi în preajma lunii negre sau invers, luna neagră, în apropierea soarelui, vor fi negative. Și nativii trebuie să se aștepte la reacții care poate că au logica și justificarea lor. Deși există o doză de absurd și aici. Mai degrabă reavoință sau răzbunare sau șicană sau politică incorrectă, de a unor candidați, a unor participanți și așa mai departe. Criteriile, evident, sunt subiective și au logică în interesul organizatorilor tot ce ține de evoluția relațiilor cu străinătatea pe segmentul comunicare și educație va fi precar. Multe lucruri nu vor putea fi duse la bun sfârșit, încep bine, continuă prost, sunt abandonate din acest motiv la jumătatea drumului fără să se finalizeze ceva, un demers eșuat. Vom mai vorbi despre partea a doua a acestui tranzit. Rețineți însă că soarele în rac are și el totuși o funcție bună, le permite celor născuți în scorpion să dea dovadă de multă intuiție, de sensibilitate, de inteligență emoțională, în așa fel încât se poate spune că e o etapă bună pentru șlefuire, pentru aprofundare. Pentru abordarea aspectelor de finețe. De exemplu, cineva care își completează studiile sau lucrează la doctorat, ajunge la un autor ale cărui lucrări sunt complexe, sunt elaborate la un nivel superior și de mare finețe. N-a făcut acest lucru până acum, și în pregătirea lui era nevoie și de această etapă a rafinamentului sau a cunoașterii profunde sau a unor informații care sunt deținute de oameni care aparțin elitei, excelenței în domeniu, spre care și el tinde. Deci este un moment bun pentru acumularea acestui tip de informații care să-l pregătească pentru niște momente în care va trebui să facă dovada valorii, calității și pregătirii sale. În ziua de 23 iunie, planeta Venus va intra în Casa 8. -a. Pe fond este un lucru bun micul benefic, micul protector într-o casă a banilor și bunurilor a căror intrare în posesie este facilitată de diferite persoane sau instituții, nu poate fi decât un fapt îmbucurător. În plus, în acest sector există, în tranzit, deja acolo plasa Mercur. Și atunci se realizează un cuplu din două planete bune pe fond, Mercur și Venus, care vor înlesni dialogurile inteligente, inventivitatea, capacitatea de a ieși dintr-o încurcătură printr-o soluție ingenioasă. De moment, dar totuși o soluție. Capacitatea de a își îmbogăți zona de cunoștințe, de exemplu, informațiile legate de domeniul imobiliar. Erau precare, erau simpliste. Dar dacă se pune problema vânzării, cumpărării, investirii, se pune și problema evaluării, să știi exact cât costă, și a estimării potențialului. Bun, știu cât valorează terenul, dar ce se poate face cu el acum, în funcție de plasament, de momentul în care am de gând să fac acest lucru acum sau mai târziu, de felul în care merge piața de cerere, etc. Toate aceste informații vor veni la timp, în mod necesar și evident în beneficiul nativului, care, pe cont propriu, va putea să știe foarte bine ce are, ce deține, pe ce se bazează, la ce să se aștepte și mai ales să se tapeteze, să se înarmeze cu o serie de informații cu rol de scut de apărare. Informații clare, precise, de la sursă. Care să fie folosite drept contraargumente dacă cineva încearcă să măsluiască adevărul, încearcă să-l păcălească, încearcă să-l convingă de contrariu. Dar pentru că omul știe foarte bine despre ce este vorba, îl poate pune scurt la punct pe respectivul care se obrăsnicește sau care încearcă să-l păcălească și atunci lucrurile au și o tentă penală, ilegală, și fie el îndepărtează, fie el atenționează că pe mai departe dialogul nu poate să aibă loc dacă recurge la astfel de tertipuri. Deci și latura protectivă a acestei planete Venus și latura benefică oferă șansa de a specula un moment favorabil, o situație care funcționează doar niște zile sau săptămâni, până pe 18 iulie cât durează acest tranzit, e mai puțin de o lună.